Salutare, ce faceți? Bine ați venit la un nou vlog pe canalul meu. O mai știți pe Mihaela, cea pe care am luat-o cu BMW seria 7 la fake Uber? Fata care a spus că face zacuscă? Haideți să vă zic ceva, a rămas și o mască. Cântă, oameni buni, cântă foarte frumos. Cum am aflat? Dădeam swipe pe TikTok și deodată mi-a apărut un video cu ea când cânta și, nu știu, vi-l arăt și vouă acum. Bulgăraște, gheață rece, vremea vine, vremea trece și n-am cu cine mă petrece. Deci eu când am auzit, nu știu, am fost praf, cântă foarte bine. Vreau să mă conving că poate cânta așa și live. De aceea mi-am dat o întâlnire cu ea și o să vedeți și voi în curând. Și am plecat. Chiar vreau să-i văd fața când am s-o pun să-și cânte în mașină. Ea poate crede că ne întâlnim doar așa să vorbim. Salut, salut, ce faci? Oricum i-am spus că am văzut-o pe TikTok și că m-a impresionat. Deci poate simte ceva, nu cred exact că... Nu cred că se așteaptă exact că o să o pun să cânte, dar vedem. Pe aici ar trebui să fie. Aici mi-a trimis location. Uite-o. Hei! Ce faci, Mihaela? Bună! Oh, scuze! Te-ai lovit? Nu. Nu te-ai lovit? Nu. Te-ai murdărit? Puțin. Ce faci? Mersi că ai venit, că ploua foarte tare și trebuie să ajung până la UMF. Ce faci? Bine. Uite, stau la soare, nu vezi ca și tine. Îți place vremea de afară? Păi, în mod normal, da, dar astăzi nu era cazul, sincer. Zici tu? Mm-hmm. Da, mă rog, cam asta e situația. Da, doamnelor și domnilor, cum v-am spus, ea este Mihaela, fata care are glas de aur, dar a zis că vinde zacuscă. Nu uitați asta. Da. Și, na. Apropo de zacuscă, ți-am Ce? Adus un borcan de zacuscă. Vorbești serios? Da. Trebuie să opresc pe dreapta undeva. Și ți-am adus și o linguriță să vezi cum e, să-mi dai un feedback. A, gustăm acum? Ia. Ia să văd. Ce părere ai cum am îmbălat-o? Băi, profi, n-ai treabă, nu poți să zici că arată... Tu știi că arată bine deja. Am un mesaj aici? Oh, nu. Da, e un mesaj pastă de pește, domnul. Ce scrie acolo? Dai chiar pastă de pește? Da. Vai, mie nu-mi place peștele. Da, da, ți-am zis de data trecută că nu o să simți ca și cum. Băi, hai. Trebuie să încerci, na. Gustăm, gata. Mă, arată bine, uitați. Deci de arătat arată super bine. Vedeți dacă are același gust. Dai seama. Băi, mie nu prea-mi place peștele. Dacă mă strâmb, e clar că e de la pește, nu că e rea. Dar dacă o să-mi placă, e clar că chiar și cu pește mi-a plăcut. Eu zic că e bună. Fii atent acum. Acum vedem. Iată să miroși eu. E bine, miros bine. Dă ca în gumă. Hai că aștept un verdict, am emoții. Băi, e bună. Da, se simte gustul de pește, nu zi prea. Sincer. Nu prea. Aia zic. E bună, să știți că e bună. Nu simte că aș fi... Ai fi văzut. Da. Deci îți place? Da, da. Dar știi ce am să fac? Aștept comenzi. Dar știi cu ce merge asta? Cu ce? Pâine prăjită. Da, cu pâine prăjită, da. Exact. Dar poți să-i pui asta tu la loc? Și iar asta pune undeva ca să... Da, nu contează. Nu, dă-mi cu adăugă, că am aici asta cu așa, da. Da, perfect. Am gustat și zacuscă, doamnelor și domnilor, astăzi. Nu vine să cred. Doamne! Pare așa supărată. Ce ai pățit? Te-a supărat cineva? Nu. De ce? Nu știu, așa pare, parcă nu știu cum. Prima dată când ne-am văzut erai, nu știu, mai energic, așa. Sau de la parfum. Cred că e de la vreme, dar chiar mai ai parfumul ăla? Nu știu, mașina asta nu cred că se mai simte, nu? Da, da, da. E alt miros. Nu miros de nimic, nu știu, nu simt nimic aici. Au, ai COVID. Nu, m-am vaccinat. A, m-am da? Vaccinat! Bravo! Da. Bravo. Nu simt nicio diferență. Alții au avut efecte adverse și na. Fiecare cu ce-l doare. A, n-ai avut niciun efect advers la vaccin? Nu. Mă doare mâna, în rest ok. Așa. Dar când ți-ai făcut? Acum vreo săptămână. Și
și ăsta e primul cum ar veni, nu? Nu, că mi-am făcut, cum îl cheamă pe ăla? Johnson & Johnson, la Johnson's Baby. Johnson & Johnson, auzi da, că se numește. De la Johnson, Johnson & Johnson. Am înțeles. De gumă? Nu, și ce mai fac fanii tăi? Fanii mei sunt prietenii mei. Fanii mei sunt prietenii mei. Sunt cei care sunt alături de mine zi și noapte. Fii atent ce vreau să zic. Ia zi. Noi n-am discutat despre asta. Despre ce? Am văzut pe TikTok la tine că te-ai ridicat foarte tare cu vocea ta, măi. Da, e adevărat, cumva, parțial. N-am mai postat de mult. Nu contează, că am văzut că ai făcut views-uri, adică și like-uri, oamenii au apreciat. Da, inclusiv, da, ți-am da, zis da. Mie, mi-a apărut la recomandate. Oamenii sunt foarte receptivi la chestia asta cu TikTok-ul mai nou. Nu, eu zic că e la o voce bună. Și așa, da, bună, oricum. Asta e. Mersi. Că poți să postezi pe TikTok și să nu prinzi. Dacă te pun să cânti acum. Cânti? Îmi cânti ceva? Ce să cânt? Nu știu, cânti ce vrei tu, doar nu te oblig eu. Păi... Cânti? Da. Da? Vrei să cânti? Da, da. Păi fii atent, am un jack. Dacă tot e aglomerat, mai cântăm mai alea. Conectează la telefonul tău. Așa. Ca să fii în largul tău, să fii pe sculele tale. O secundă. Ca să zic așa. Cât se pregătește Mihaela, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că are o voce angelică. Și veți vedea și voi asta în curând. Probă sunet. Stați aproape. Dați-mi follow. Chestii, a, asta să spui, da, într-adevăr, să o urmăriți și pe Instagram, Mihaela Romilă. Nu, da. Mihaela Veronicu. A, uitați. Legat, sunt pe Insta. Mihaela Veronicu. Mihaela Veronica Romila, sunt pe TikTok. E singură, e nemăritată, na. Cum e singură, e nemuritat, a zis. Cânti ce vrei tu, vreau să mă surprinzi. N-am niciun... Nu mă bag peste programul tău. Aș vrea să cânt un refren dintr-o piesă pe care o ascultam. Ieri a apărut piesa aia și îmi place foarte mult mie. Dacă tot m-ai întrebat chestia asta. Și sună cam așa. Da. Poți să o cânt fără instrumental aici și mă da. Că nu există, că abia a apărut. Okay. Da. Lume, unde te duci? Încă n-ai aflat unde vrei să ajungi. Suflet de copil încă zace în mine, dar tu nu mă legi, de ce nu mă legi? Lume, unde te duci? Încă n-ai aflat unde vrei să ajungi. Suflet de copil încă zace în mine, dar tu nu mă legi, de ce nu mă legi? Da. Aia e de la groapă, bă. Da, mai sare vocea de la... De la groapă. Așa. Păi hai să caut, nu știu, o piesă din asta... Ce-ți vine ție la... Dacă tu ce frumos că nu poți să cred așa ceva. Extraordinar, îți mulțumesc, Tudor. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We're walking on moonlight and you pull me close. Split second then you disappear and then all alone, I woke up in tears with you by my side. A breath of relief, and I realized, wow. No, with no promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we stand. Bravo! Bravo! Aplauze pentru Mihaela! Aplauze! Așa. Da. Da, mai cânt? Da, mai cânt acum, de pe început. Da, că mi-mi place să cânt oricum, nu e ca și cum. Ce-i asta? Ceva super șmecher. Ia! Iartă-mă că te întrerup, vreau să te invit la sud. Asta-i, doamnelor! Când ne știm de atâta timp.
like, big like for that song. Gata, ajunge. Hai să vedem ce mai putem cânta. Mai lua prin... mai lua. Altă bună dimineața, îmi înseminează viața. Asta era culiță. Îmi înseminează viața, băi, așa, așa, așa în versuri, băi? Îmi înseminează viața, da. Și ce am înțeles eu? Îmi înseminează. Înseminează! Doamne, înseminare artificială. Nu știu piesele lor, nu le știu. Îi știu pe ei așa, dar nu știu piesele. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Creo que llegó. Es la historia de un amor como comprender todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. De mâine îți dau un follow, un follow, un follow, un follow. Mâine îți dau un follow. Dar nu e, de fapt e. De mâine îți dau un follow, follow. Deci îi dă mai întâi un follow și după aceea îi dă follow. Și apoi îi dă numai follow într-unul. Follow, follow, follow. Deci mai multe conturi. Nu, n-am înțeles faza asta. Da, hai să cântăm, ce să mai cântăm? Dați-i să bea. Că e supărată, ea e supărată că a fost înșelată. Dar pune-o pe ea, vezi să acolo. Dați-i 2-10, dați-i ce vrea ea. Tu alegi, hai, vezi. Băi, ce să zic, eu ce să zic, nu știu ce să mai cânt. Dați-i să bea! Pa! E o chestie, cred că, în ADN-ul nostru al românilor, frate, că nu mai știm ce să cântăm, cântăm o manea. Da, ca, știi, când ți-este foame, ce mănânci? Fasole. Ei, da, bravo, ce mănânci fasole. Zacuscă, ce să mănânci zacuscă, când ți-e foame? Da, da, de fapt, da, dacă n-ai nimic pregătit. Corect, corect, da. Da, vreau să mai cânt odată refrenul de la De ce nu mă legem, că îmi place la nebunie piesa aia care a apărut ieri. Băi, du-te. Băi, du-te de aici. Cânt-o ea, du-te de aici. Uite, ia-o-ți. Lume, unde te duci? Încă n-ai aflat unde vrei să ajungi. Suflet de copil încă zace în mine. De ce nu mă legem? De ce nu mă legem? Lume, unde te duci? Încă n-ai aflat unde vrei să ajungi. Suflet de copil încă zace în mine. Dar tu nu mă legem? De ce nu mă legem? Și aici venea un fluier. Da. Uh-huh. Ceva de genul. Da, băi. Some people want it all, but I don't want to have it all. If ain't you, baby. If I ain't got you, baby. That's in New York, baby. Yeah. Place foarte piesa asta. Bă, ești maker. Da, cam asta. Bravo. Mai avem câțiva metri și te ți-l las. Da, așa este, mă lua valul. Dacă v-a plăcut de mine, vă rog frumos să dați like, share, subscribe la canalul lui Tudor și la canalul meu Mihaela Veron. Stai cum mă cheamă pe YouTube. Stați un pic, vreau să văd cum mă cheamă pe YouTube, pentru că nu mai știu. Vreau să-mi dați... Vai că n-am multe de abonați. Mâine îți dau un subscribe. Follow, 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 follow. Deci am doar 384 de abonați. Vreau mulți abonați. Mihaela Veronica mă cheamă. Deci fiți atenți, asta e canalul. Subscribe. Asta e canalul meu, da? Deci vă rog. Da, dați subscribe pentru că e o voce foarte bună. Doar dacă v-a plăcut de mine și doar dacă vreți să mă dar mai auziți. Dar nu există să nu-ți placă, mă. Am zis, n-ai vă rog cum? Și după aia doar dacă, știi, ca n-ai, și cum m-am răzgândit. M-am dezis de ce am zis, în fine. Și mersi pentru zacuscă. Cu drag, băi, să mănânci tot porcanul ăsta. Domn Coace, domn Coace. A, uitați, și punga are brand, deci ca să știi. Camara Doinițe, dacă vreți, vă aștept cu comenzi. Pe Instagram, Mihaela Veronichiu, deci mă găsiți acolo. Dar de la ce vine Chiu? Băi, nu știam ce nickname să-mi pun. Și am zis,
Veronic. Tu dai seama că dacă... Și să nu fie cu capa, Veronic capa. A, să nu fie cocălăresc. Am zis Veronic Iu. Na, atâta s-a putut. Ideea e că dacă nu te găseam pe TikTok, tu dai seama că noi nu ne mai întâlneam? Deci vezi că TikTok-ul, doamnelor și domnilor, da. Instagram-ul, Facebook-ul unește destine, vieți și oameni. Eu am fost Tudor, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Și vă pupă și și vă pupă și Mihaela Veronichiu. Vă pupa! Weekend plăcut!